preotă Stella Enache ne vorbește și ne arată o scrisoare păstrată cu sfințenie timp de 50 de ani. Cererea în căsătorie de la cel pe care l-a iubit, Florin Bogardo. Nu a arătat-o nimănui până acum, o arată în premieră telespectatorilor Antena 3 și ne dezvăluie și care sunt secretele sale pentru a se menține în formă la 71 de ani. Am 71 de ani. Nu vă crede nimeni. Nu vă crede nimeni. Ba da, da, da. Așa scrie în buletin. Cum face să vă mențineți atât de frumoasă, atât de plină de energie? Sunt un om tonic, în primul rând, optimist. Nu mă las copleșită de lucrurile rele. Încerc să scap de ele repede și să mă ocup de lucruri frumoase. Să mă întâlnesc cu prietenii, să citesc o carte bună, nu prea am timp, nu prea am timp. Să mai facem un spectacol. Murături ați spus? Nu mai pun. V-ați făcut operații estetice? Faceți ceva în mod deosebit? Absolut nimic. N-am făcut niciodată nimic. Mi-aș dori să dorm mai mult dacă se poate și nu reușesc. Mi-aș dori să fac mai mult sport și nu reușesc. Dar faceți? Puțin fac. Da, fac. Alergați sau sală? Nu, sală, puțină sală și... Ce mâncați, ce beți? De toate. Nu am restricții. E adevărat, nu sunt mâncăcioasă, nu-mi place dulcele, pentru că totdeauna am spus că eu sunt o acritură, mie îmi plac acriturile, iuțelile și, deci probabil, și nu mă omor cu pâinea, de ce să mint, nu. Dacă mi-e poftă, să mănânc și un covric, bineînțeles, dar n-am niciodată niciun fel de restricții la mâncare. Puțină mișcare în sală și, bineînțeles, fac și puțină kinetoterapie, pentru că e bine să îți întreții toate membrele și spatele și mai departe în bune condiții și puțin masaj, atât la tot. Asta e tot ce fac. Diminețile mele s-albastre când te văd către mine venind. Diminețile mele s-albastre ca un lac de safir unduind. Băiatul meu și cu familia toată sunt în Austria și fata mea este în Italia. Și nu v-au chemat acolo? În vizită, da, mă duc. Nu am avut niciodată dorința de a rămâne în străinătate. Am cântat foarte mult în străinătate, mulți ani, dar de fiecare dată m-am întors cu drag acasă. Ei m-au chemat, mă duc în vizită, chiar anul acesta am fost în vizită la băiatul meu în Austria, la fata mea n-am ajuns pentru că în Italia a fost mai complicat cu COVID-ul. Sper să ajung și acolo. Băiatul meu este însurat pe o româncă și stau acolo în Austria. Fata mea este măritată cu un italian și atunci n-am avut ce să spun. Mamă, să fii sănătoasă, să aveți o căsnicie fericită, asta este cel mai important lucru. Copiii să fie sănătoși, toți să fiți sănătoși și să aveți o viață tihnită cât de cât. Care este rețeta unei relații fericite? Dumneavoastră ați avut parte de multă dragoste. Am avut parte de multă dragoste. O relație poate fi fericită în momentul în care există comunicare, în momentul în care există înțelegere, în momentul în care există, bineînțeles, iubire și mult, mult respect. Atunci totul merge de la sine. Când vezi că cineva se enervează, lasă-l deocamdată să se liniștească și tot timpul poți să reiei o conversație, dar sotto voce, pentru că altfel e ca într-un cerc și escaladează până răbufnește. Și ce am făcut? Sunt două entități care se întâlnesc. Trebuie să se șlefuiască ca să devină una.
Ori această șlefuire se face în timp. Și dacă dorești acest lucru, dacă spui nu mă interesează, nu. Trebuie să lupți pentru o relație ca să fie bună și reușită. Mi-ați adus aici ceva în premieră și vă mulțumesc foarte mult. O scrisoare de dragoste veche de 50 de ani. Da. Practic este cererea în căsătorie a lui Florin după 3 zile după ce m-a cunoscut. Eram la festivalul de la Mamaia și am ieșit de la un restaurant împreună cu maestru Grigoriu și cu doamna Grigoriu. Și aveau grijă de mine să nu cumva să răcesc, să nu se întâmple ceva, pentru că acum era rampa de lansare, festivalul ăsta din 1971. Și am ieșit din restaurant și cine venea din față? Florin. Am zis, băi, Florin, ia vină încoace. Hai să-ți prezint un viitor star. Eu am înțepenit, am înlemnit, nu mai știu ce s-a întâmplat atunci. Ne-a făcut cunoștință, ne-a împreunat mâinile și a zis, acum trebuie să plec. Și m-a lăsat față în față cu el. Mută. Așa, mută de-a dreptul. Așa. Și când e să le aranjeze cineva, în seara respectivă era ziua de naștere a poetei Ioana Diaconescu, cea care îi făcea textele lui Florin. Și el mi-a zis, parcă ne știam de 1000 de ani, nu vrei să mă însoțești la ziua de naștere a Ioanei Diaconescu? Jumătate de inimă îmi zicea, da. Jumătate de inimă spunea, dom'le, totuși mâine avem repetiție cu maestru Siledinicu. Da, n-am reușit să spun nu. Și am zis, da. Și înainte de spectacol mi-a spus, uite, dacă vrei să mai rămâi la mare, deci, nota bene, eu eram anul 4 de facultate, vacanță, anul 4 spre anul 5, la Cluj, la conservator. Dacă vrei să mai rămâi, uite, noi stăm, mai mulți băieți, stăm undeva, în Soveja, într-o gazdă. Cum să nu rămân? Rămân. Și mi-am făcut bagajul de la hotel, mi-am luat geamantanele și le-am dus într-o cămăruță unde m-a dus, habar n-am. Mi-am lăsat geamantanele în mijlocul camerei, mi-am luat rochea și am plecat la premieră. Am luat premiu, mare fericire, mare, am luat și o sumă de bani atunci, ceea ce era mare lucru pentru un student amărât. Și am așteptat să vină, să mă felicite, să vedem ce facem mai departe. N-a venit. S-a terminat seara. Unde să mă duc? Nici nu știam unde să mă duc. Au venit băieții, colegii. Zic, hai să te ducem noi. Că și noi suntem tot acolo. Și am intrat în cameră. Și pe geamantanele mele nedesfăcute a fost această scrisoare. Am avut un incendiu în casă care mi-a distrus foarte multe poze și foarte multe amintiri. Bine că nu mi-am distrus-o cu asta. Unde ați păstrat-o? Asta a fost într-o altă parte. La lucrurile mele cele mai speciale. Și de asta a scăpat. Așa a fost să fie. Trebuia să scape. Frumoasă cu o clipă ca apa de izvoare, în care cer și mare pe rând se oglindesc. Dragă starule, iartă-mă că nu m-am întors, dar despărțirile, chiar numai pentru câteva zile, sunt pentru mine un lucru trist. Vreau să-ți spun că te iubesc și că dacă tu vrei
și Dumnezeu vrea, iubirea noastră aș dori-o fără sfârșit. La revedere, F. Adică Florin. Când a venit de la București, el a plecat la București să-și era maestru de sunet la Radio-Televiziunea Română, cum era atunci. S-a dus să-și ia concediu ca să întoarcă să... Așa. Și a venit din, de la București la mare cu berighetă. Vă cunoștea de 3 zile? Da. De fapt, el trebuia să se însoare cu altcineva. Și berigheta era pentru altcineva. Și da, așa de bine mi-a venit verigheta când venea pe degetul mic foarte bine. A, și am zis, bine, dar eu trebuie să mă anunț părinții. Nu pot așa, nu se poate. V-ați așa. Speriat? Nu speriat, dar era o chestie, parcă trăiam un vis, în primul rând. Omul pe care mi l-am dorit și l-am iubit și l-am adulat și îmi plăcea teribil de mult de la televizor, îl știam de la televizor. Era în fața mea și a venit și cu verighetă, dar pe vremea mea noi copiii țineam foarte mult la părinți și nu vream să-i supărăm. Câți ani aveați atunci? 21. Și mă rog, a fost o poveste întreagă, am scris o scrisoare de vreo 16 pagini, scrisoarea n-a ajuns, noi trebuia să plecăm la București. Și atunci am dat telefon părinților mei, care erau foarte fericiți, nu știau să mă felicite, nu știu ce. Primiseră și banii pentru din premiul care l-am luat, am dat mai mult de jumătate, l-am trimis părinților. Atunci le-am spus cu jumătate de gură că, uite, aș vrea să mă mărit și s-a făcut pauză generală pentru că eu plecasem sănătoasă de acasă și acum hopa, de unde să mă mărit? Cu cine să mă mărit? De ce să mă mărit? Mă mărit pentru că îmi place respectivul, pentru că îl iubesc și că m-a cerut de nevastă, dar eu nu vreau să fac absolut nimic până nu veniți voi la mare. Și săracii s-au suit în tren și au venit la mare și am făcut un fel de logodnă pe 15 august, pe 16 august era ziua lui Florin și am plecat la București, am făcut tot ce trebuia de făcut și pe 8 septembrie m-am măritat și pe 1 octombrie eram la școală. Și bineînțeles că trebuia să umblu cu buletinul pe mine, că nu vrea să mă creadă nimeni că eu m-am măritat. În vacanță. În vacanță și cu cine? Și de atunci nu mi-a mai spus, nu mi-a scris sau să cadă în genunchi să-mi spună vrei. Nu, asta a fost. Asta a fost verigheta și am început. Le-ați arătat-o și copiilor? Nu. Niciodată o văd acum pentru prima oară? Da, n-am arătat-o. Am ținut-o ca pe o comoară a mea. Să pot camba zmei curcioși, să îi prefac pe loc în veți frumoși, pe toți bătrânii tineri să îi preschim ca în Faust, dar fără să cer nimic în schiși. Aș mai vrea să pot încălciva, dar caldă foarte ți-a plăcea cândva, să fac așa încât să n-o întâlnești, cam veci pe mine doar să mă iubești, să mă iubești. În cămin aveam așa un difuzor, cam atât așa, unde asculta muzică, nu? Absolut, sau știri, sau ce ne dădeau. Și când începea să cânte Florin, le spuneam fetelor, liniște, cântă, dar n-aud musca. Am fost foarte bune prietene, am rămas foarte bune prietene, mai cântam pe la reuniuni, pe la nunți, veneam cu mâncare acasă, mă așteptau noaptea pe la 3-4, când ajungeam eu. Fetelor, hai, la masă! Ce vremuri!
Da, dar frumoase vremuri și astea ne-au legat foarte, toate vremurile, dar nu știu, ne-au legat foarte mult și n-am păstrat niciodată numai pentru mine ceva, întotdeauna am împărțit, că așa e frumos. Și ele împărțeau și eu împărțeam. Și am împărțit și chestia asta cu, ele știau foarte bine că, de cine îmi place. Și bineînțeles că o colegă care era din Constanța știa toată povestea asta și ea confirma în dreapta și în stânga că într-adevăr eu m-am măritat cu Florin. Da. Deci asta este ăsta e secretul. Mă impresionează foarte mult cum vă arătați și acum, după atâția ani, dragostea pentru el. Eu am un crez și mi-am propus acest lucru. Oriunde mă duc, în orice spectacol, neapărat trebuie să cânt Florin Bogardo, pentru că nu vreau să las numele lui să moară. Atâta vreme cât mai exist eu. Și consider că Florin are o operă foarte specială. O prietenă de-a mea a fost cu ideea: Stella, hai să facem și un canal de YouTube Florin Bogardo. Prima dată am fost puțin sceptică în contextul actual, nu de pandemie, de muzică și de ce se întâmplă și în artă și cultură și, mă rog, și pe m-am zis, dar de ce nu? Adică să rămână undeva în eter această muzică a lui și orice om, dacă vrea să mai asculte o piesă cu un mesaj special, poate să asculte. Și mare mi-a fost bucuria că lumea rezonează. Și mulțumesc și prietenei mele, Gabriela Gurău, de la Bacău. Hai vino și stai lângă mine, noaptea cea cale, cocoara, și-n pletele ei, în pletele ei, ne-nfășoară. Hai vino și stai lângă mine, noaptea cea cale, cocoara. Mai mult exclusiv a scris pentru mine, pentru că ne înțelegeam foarte bine. Mie îmi plăceau compozițiile și lui îi plăcea cum interpretez. Îmi plac toate. Îmi plac toate. Mi-a părut rău că mulți ani de zile nu am putut să apar să cânt piesele lui, pentru că lucrați în televiziune, știți ce înseamnă. Veselie, bucurie, totul lumea e minunat, totul este optimism, totul e în floare, nu putem să mai aducem și o chestie de asta mai de suflet, profundă așa, și care te mai pune și pe gânduri. Și atunci am găsit supapa cu YouTube-ul și pun acolo. Și bineînțeles câte un spectacol pe aici pe acolo, unde strecor întotdeauna piesele lui. Grea e dragostea, dar ce dulce vorba sa. Și am avut o perioadă grea, o perioadă de cădere, dar mi-am revenit și mi-am revenit tot datorită lui, pentru că n-am vrut să las să moară numele lui și numele lui e legat de numele meu. Automat. Și atunci asta a fost. Și merg mai departe. Să nu uită nici când să iubim trandafirii. Ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii.